Să știi că nimeni nu o să se prindă, Viorel, că eu am schimbat de fapt 10 tricouri în timp ce am tras același episod de 100 de ori. Tricou. Uhu! Se știe. Magic 5. Salutări! Eu sunt Marius de la Magic 5 și ai nimerit la un nou episod din Învață Programeza împreună cu mine, cu Marius. Astăzi o să ating un subiect destul de sensibil pentru noi ca și firmă de programare și nu numai, și anume, ce anume este acela un CMS. CMS este un acronim folosit pentru englezescul Content Management System sau, pe românește, Sistem de Management al Conținutului. Acum, ce înseamnă acest sistem de management al conținutului? Ei bine, cum îți vorbeam în episoadele anterioare, tu, ca să ai un website care să fie funcțional, ai nevoie de conținut care să fie pe un server. Conținutul ăsta înseamnă poze, texte, cod, module, funcționalități, and so on, and so forth, înainte și înapoi. Ei bine, pe lumea asta spun foarte mult, ei bine, dar nu contează. Pe lumea asta există două tipuri de CMS-uri. Există CMS-uri gratis, sau Mocha, sau pe degeaba, cum vrei tu să le spui, și unele dintre ele foarte renumite ar fi WordPress, Joomla, Magento sau OpenCart. Și există CMS-uri custom. CMS-uri custom sunt de fapt niște CMS-uri dezvoltate de niște oameni și nu o să găsești foarte multe website-uri făcute pe aceste CMS-uri custom. Acum, de ce este importantă această paralelă între cele două? Cele mai multe website-uri de pe planetă sunt făcute cu CMS-uri comerciale, adică gratis. În același timp, toate aceste website-uri suferă de viteză de încărcare, vulnerabilități de securitate, probleme de câte ori apare o nouă versiune a CMS-ului și așa mai departe. Pe de partea cealaltă avem CMS-uri custom, care se încarcă mai repede, nu au nevoie de atât de multă mentenanță, nu au nevoie de plugin-uri, dar au și o parte negativă și anume, costă foarte mult să le dezvolți, ai nevoie de un programator care să știe ce să facă și, foarte important, nu sunt ieftini, adică nu se pot face pe 3 lei. Deci, prin urmare, dacă ai de construit un minunat website și vrei să fie cu floricele și vrei ca floricelele să vină să facă o animație și vrei să ai 10 pagini și nu știi cum anume o să gestionezi site-ul ăsta după, ai două variante. Fie varianta în care te îndrepți înspre un CMS gratis, WordPress, Joomla, whatever, fie varianta în care dai un telefon unora ca noi, de exemplu, și dezvoltăm pe baza unui CMS custom un site care să facă exact același lucru și în care intervenția ta să fie mai mică. Acum că știi ce este acela un CMS, rămâi aproape când mai avem și alte episoade care au legătură cu topicul de azi. Eu sunt Marius, hai pa!